Marius, Sebi, mă bucur să vă văd ce faceți. Văd că lansați o nouă platformă, Revocalize. Zic bine, nu? Da. Revocalize, da. O lansăm. E una din micile, uite, showcase-uri la și în public. Urmează să lansăm și da, public curând. Ce facem? Muncim. Tu ce faci, Marius? Da, ce să facem? E o platformă, Revocalize. Pe scurt, s-a întâlnit un coder cu un muzician, care și muzicianul vrea să înțeleagă cod și coderul vrea să înțeleagă muzica. O echipă perfectă! Da. E o platformă care îți permite să îți faci un model AI cu vocea ta, chiar dacă nu știi să cânți neapărat mare lucru, dar după aia poți să auzi piesele tale preferate de la artiștii tăi preferați cântate cu vocea ta. Adică dați o șansă mai multor tineri care vor să-și audă propriul glas, să zică și să zicem că suntem talentați. Hai să zicem altfel, că da, merită toate laudele și toate aplauzele noastre artiștii care cântă live și au un ambitus lucrat și o voce lucrată, dar în același timp noi credem că aur, ca să zic așa, există în timbru fiecăruia. Și fiecare voce poate are niște armonice și niște, nu știu, o răgușală vibrație specifică, o vibrație care să rezoneze cu oamenii prin muzică, chiar dacă omul respectiv nu cântă, e doar vocea și vine altul și cântă cu vocea lui note lungi și face triluri și face... Da, poate sunt oameni care nu-și dau seama de propriul talent și poate nu și-l dezvolt. Ați întâlnit poate amândoi? Ei, acum, dacă e să analizăm industria muzicală, e împărțită între cei care rup pe cântat și cei care au un timbru foarte drăguț. Da, internațional, nu doar în România. Azi, ai vrut să fii drăguț acum. Ca să simplificăm ce a zis Marius, că acum el a fost cel tehnic, deci de obicei invers, dar s-a dus el departe. Creăm cea mai mare platformă de voci umane din lume, un fel de Photoshop pentru voce. Eu am văzut pe TikTok că tu transformai vocile din, de exemplu, Ed Sheeran sau Ariana Grande în vocea ta, nu-i așa? Alea au fost niște teste. Au fost niște demo-uri, acum am trecut la nivelul următor unde poți tu, uite, cu un minut de audio din vocea ta, poți să te fac să cânti orice piesă perfect. Dacă nu știu, piesa ta preferată... Nu chiar perfect, dacă le antrenezi încă 10 minute o să fie și mai bine, dacă le antrenezi încă o oră, e ca un pet. Oricum, oamenii au rămas profund impresionați. Am văzut acolo pe TikTok, să știți că mi-a părea tot timpul pe For You, adică zic bine, da? Păi e un pas evoluționar în tot ce înseamnă voce, adică cum au fost de aplicațiile astea de modificarea feței, unde fetele își puneau pomeți, buze, așa o să fie pentru voce, că e o frustrare la nivel global, nu? Oamenii au frustrarea asta cu vocea, mulți poate își doresc să cânte și nu pot, sau poate îți dau un complex cu vocea lor. Sau poate un vlogger sau influencer face o grămadă de content și are o grămadă de followeri, dar îi se pare că vocea lui e un pic enervantă și ar putea să-i mai dea niște armonice. Și practic cu Revocalize poate să-și facă mai frumoasă vocea, să-și adauge din propria lui voce armonice, de exemplu, tu când vorbești pe șoaptă, toți când vorbim pe șoaptă, avem o voce mult mai frumoasă, evident. De-aia există relațiile umane, că nu zbierăm unii la alții din prima. Prima dată suntem, hei, salut! Și după urlăm. E, după aia, ce vrei, așa evoluăm. Exact. Da, dar vocea aia ta drăguță de șoaptă, tu poți să iei aerul ăla și să-l pui peste vocea ta prezentă pe o prezentare internă sau pe un vlog. Adică îți înfrumusețezi vocea. Da, e un Photoshop pentru voci. Deci să înțeleg că sunteți amândoi, faceți parte din această echipă. Facem parte, ne-am pus și am creat-o de la zero. Da, deci amândoi, asta vreau să spun, amândoi ați creat chestia. E nouă, pornită de doi români, dar e pornită international. Aici facem un mic teasing. Noi vrem să înțeleagă oamenii că nu amprentăm decât voci ale oamenilor care vor. Super tare! Prima librărie de voci în care omul, proprietarul vocii, el este proprietarul modelului. Mai dați-mi un detaliu despre această platformă. Cum merge? Cum trebuie plătită? Este... Pe 21 iunie, revocalize.ai și o să fie toate variantele de pricing acolo. Super, abia așteptăm să vedem